Da? Deci este o pudră albastră, prea puțin contează culoarea ei. Dar ceea ce v-am zis... Bun. Eu lucrez doar pe cântar, nu știu cum lucrați voi. Da? Deci, vedeți, nu face praf, e... pare umedă. Observați? Da. Uite, hai să mai pun. Vedeți cum e? Deci nu se ridică în aer nimic. 1 la 2, da, este amestecul cel mai potrivit. De ce? Pentru că consistența e cea mai bună pentru a distribui. Și o să luăm? Da. Asta când mai jonglăm din oxidant, jonglăm din alte motive, dar de obicei raport de amestec 1 la 2 e standard și e raportul cel mai bun. Și acum o să pun cu 6%, da? Simțiți miros ceva? Confort, asta e confort, nu te droghezi. Eu am zis. Ia să vedem, benzin nu s-a încins. E bine, e de bine. Cum n-a ieșit? Da? Deci haideți să vedeți cât a stat. Acum ai 3. Na, eu v-am zis să nu aveți așteptări, dar... Și în 20 de minute, nu? Înțelegeți? Fix asta o să facem. Pe zona blondă o să mergem cu 3%, pe zona asta o să mergem cu 6. Nu. Da, încep cu, poți să încep cu 1%. Cu activatorul poți să încep direct. De la glosuri. Depinde cât e părul. Acum, depinde cât e părul de... Zic eu că merge. Măi, s-a deschis surprinzător de bine, nu mă așteptam. V-am zis că o să fie mai închis. Da, aici, 4. Na, ați văzut că, așa ca prim impact, nu v-ați fi băgat. Adică, bă, se cam rupe, ce să, nu? Te gândești, bă, ce să fac, să mă bag? Mamă, ce dor era de blondă. De blondă, copilărie mea, de la 12 ani. Da, super, super. Vedeți altă lumină, altă culoare? Da. Deci și mai deschis se vede acum. Da, da. Îmi place.